Bună, dragilor! It's a happy, happy day! Astăzi vorbim tot despre Oscarul. Știați că prima persoană care a refuzat premiul este Dudley Nichols? Marlon Brando a făcut și el un statement în 1972, când a fost declarat câștigător al premiului pentru cel mai bun actor în rol principal în Nashville. Brando a trimis atunci o femeie indiancă pe scenă pentru a protesta în acest fel față de tratamentul aplicat de Hollywood populației de origine amerindiană. Dar știați că Hattie McDaniel, cea care a jucat-o pe Mami în Pe aripile vântului, a fost prima actriță de origine afroamericană care a luat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar? Dar în acele vremuri a fost așezată în spatele sălii înainte de a urca pe scenă pentru a spune discursul. Gone with the Wind este primul film color din istoria Oscarurilor care a luat premiul pentru cel mai bun film. Bun găsit, dragii mei! Sunt foarte fericită astăzi să am o companie minunată cu care să împart o oră frumoasă alături de voi, pentru că mie mi-a marcat tinerețea, adolescența. Este cel mai cunoscut critic de film, este vocea aceea care a dublat atât de multe filme pe care le vedeam până noaptea târziu, ani de zile. Spune că viața înseamnă film 90%, ne îndeamnă să mergem să vedem filme, nu neapărat să le analizăm, pentru că ne analizează ele pe noi. Bun găsit, Irina Margareta Nistor. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Sunt foarte happy. Așa, suntem la happy și vorbeam despre fericire înainte să pornim filmarea. Ne-ai povestit despre o domnișoară care a venit și ți-a pus câteva întrebări despre fericire. Deci, ce înseamnă fericirea? Da, era o domnișoară de la școala centrală și mi-a scris pe Facebook dacă o las să vină la mine să-mi pună 3 întrebări în franceză să-i răspund la ele, mă rog, despre fericire. Și așa, și în sfârșit i-am răspuns la cele 3 întrebări și a zis: m-a salvat, este singura persoană care când vorbește de fericire, chiar e fericită. Ceea ce mi s-a părut cum e absolut. Cum să vorbești de fericire să nu fii fericit? Mai ales dacă te întreabă când ai fost fericit. Sigur că probabil că în viața asta, din fericire, am fost de mai multe ori fericită. Dar... Oricum, se pare că filmul te face până la urmă cea mai fericită. Pe mine personal, da. Mult sigur. Dar așa mai fost o chestie, nu știu, la sfârșit, că am întrebat-o, era în clasa 10-a, ce vrea să se facă și mi-a zis că vrea să facă scriitoare. Zic, dar la cinema mergi? E, nu prea merg la cinema și așa, și mă rog. Și mi-a spus un buchet de trandafiri roșii, știi că era un film care se chema Trandafiri pentru cei bogați, bogați în fericire, aș putea spune, în cazul dat. Da. Așa, și i-am trandafiri și am zis, uite, îți mulțumesc foarte mult pentru trandafirii aia și chiar dacă nu mergi încă la cinema, asta e și ce, sunt în drum spre cinema, deci după s-a dus la cinema. Oh, ce frumos! A, odată în plus am fost... deci am mai câștigat un spectator care la rândul lui o să fie fericit că e acolo, pentru că e cu totul altceva. Să fii cu lume împrejur, să... Bine, nu să fii cu ideea dezagreabil, că se poate întâmpla și asta. Adică nu sunt acum, optimismul meu nu merge chiar atât de departe, dar de multe ori este mult mai plăcut. Ai început să mergi la cinematograf de copil. Cred că asta a fost, poate, pornirea în viață pentru a iubi filmul. Cred că foarte multă lume merge din copilărie la cinema, știi? Dar totul e să știi să te îndrăgostești de el. Adică a contat foarte mult faptul că ai mei, respectiv părinții mei și bunicii mei, și când ne întorceam de la cinema, povesteam despre ce am văzut. Comentați... Adică comentam, da, bine, pe vremea nu știam noi foarte bine cum e cu comentatul, dar în orice caz nu lăsau niciodată să treacă pe lângă mine. Și asta cred că a contat enorm și în rest, plus că eu sunt foarte mimetică. Și sigur că dacă o vedeam la televizor pe Catrinelo Proiu sau îl vedeam pe Suchianu la televizor, sigur că simțeam nevoia să imit. Păi, că toată viața mi s-a zis că sunt un fel de maimuțică, așa că orice văd, imediat simt nevoia să... Da, dar pentru tine, până la urmă, domnul Suchianu a fost maestru. Absolut, maestru, absolut, maestru, absolut, dar am
respect foarte mare și pentru Catherine Laproie. Adică era un amestec ideal, ca să știi că întotdeauna, acum, mai ales în ultima vreme, din fericire, se pune problema dacă ai un mentor. Și e extrem de important. Că poți să ai uneori un mentor apropiat, cum am avut eu șansa să-l cunosc pe domnul Sucheanu și să merg cu el la Cinematecă și să văd altfel și să merg la Clubul Criticii și să merg la filmele care se dădeau luni la Răposatul Cinema Studio. Marea mea suferință, uite, pentru asta sunt unhappy că s-a închis. Da. Pe de altă parte poți să ai și mentor de la distanță, știi, pe care sau doar să-i cunoști, observi. Sau să ai șansa după aia să-i și cunoști, ceea ce s-a întâmplat mai târziu în egală măsură cu Vornicu, cu Tudor Vornicu sau cu Iosif Sava, pe care i-am și cunoscut ulterior, dar pe care eu urmăream asidu și până ai... Eu nu mai am pe cine să urmăresc astăzi, pentru că eu am nevoie de îndrumări, de anumite căi pe care să merg, pentru că n-am de unde să știu lucruri cum știe un specialist. Și eu, de exemplu, tânjesc după zilele acelea frumoase în care te priveam la televizor și povesteai atât de multe lucruri interesante despre filme. Oare de ce nu se mai întâmplă astăzi? N-am mai văzut. E păcat, mi se pare. Nu știu să spun de ce, dar cred că nici nu sunt foarte mulți cei, adică în primul rând că un Tudor Vornicu sau un Sucheanu sau un Sava nu se nasc așa de ușor. Iar cei care, și în general știi, tendința e ca la doctor. Te gândești că totuși trebuie să fie un bărbat care să fie un mentor, așa. Da, nu, așa mă gândesc că probabil că ar fi. Și atunci cei care apar, cred că mai mult se iubesc pe ei decât publicul care îi se adresează, știi? Asta era marele lor secret de succes, că și iubeau atât de mult publicul încât publicul răspundea din partea cealaltă. Iar în privința filmelor, așa, mă rog, la Neața, Marțea și Joia reușesc să mai să povestesc la ce filme să mergeți sau să nu mergeți, da, pentru că mi se pare la fel de important, că și așa, dacă ni se iau câte două ore din viață, Hector, mergem cu avionul, sigur, sunt foarte fericită că putem călători, dar faptul că stăm câte două ore în plus numai ca să ne verifice și, sigur, nu noi o să punem bomba, măcar să nu mai pierdem și două ore la cine știe ce e final care mie mi s-a întâmplat să plec din sala de cinematograf. Foarte rar. Mi s-a întâmplat la Stăpânul Inelelor, la primul episod. Și am plecat, era în ajuns și de sărbători și mi-am dat aminte că eram la Hollywood Multiplex și m-am dus să fac niște cumpărături, ceea ce mi se întâmplă foarte rar să ies de la film. Și am mers, mi-am făcut cumpărături și am intrat înapoi la film și am pus senzația și măi, zic ăștia, au ținut filmul pe loc cât am licența pentru că am s-a părut că m-am întors în aceeași scenă, era la fel de boring, adică era plicticos, dar are ori. Se întâmplă pentru că oricum eu trebuie să am o imagine de ansamblu, adică asta este, singura răzbunare e să-l fac praf după aia, dar nu prea pot să plec pe la jumătate. Dar ești foarte... Așa că nu pot să plec nici de la piesele de teatru, pentru că de multe ori sunt prieteni de mea actori pe scenă, știi? Și mai spune câte ceva, hai să plecăm la pauză. Măi, nu se poate, pentru că ei au ochiul format și dacă observă, este o lipsă de respect față de ei, că ei de multe ori nu au nicio vină pentru spectacolul care ai prost și sau ei oricum să străduiesc și atunci nu poți să faci chestia asta, dar e greu să le explici la cei care... La civil, cum la teatru zicem. E mai greu, pentru că oamenii sunt vii, sunt prezenți acolo, de la cinematograf nu mă rog, prea... acum la cinematograf, dacă e o premieră românească, sunt și acolo, dar mai e chestia asta, când ieși, Cum ieși? Ca să nu te prindă vreunul cu camera și cum ieși să nu te trebuie. Mi s-a întâmplat și mie și am fost extrem de jenată. E foarte complicat. Știi că lumea așa zice, dar ai o viață superbă, vezi numai filme. Nu, nu vezi numai filme bune, așa cum își imaginează de toată lumea. Cunoști pe toți actorii de lume, sigur, dar e foarte complicat atunci când ceva nu iese bine, pentru că nici nu poți să le spui că a fost perfect, nici trebuie să ai foarte multă grijă cum spui că n-a fost în regulă. Cu multă diplomație trebuie abordată. Cu foarte mult tact, dar pe de altă parte nici nu poți, pentru că te discreditezi dacă începi și spui despre absolut totul că e foarte bine, sau tot ce mai poți să faci e din când în când să taci. Asta este maximul. Deci tăcerea poate... Da, poate fi. Și mi s-a mai părut foarte interesant, pentru că până la urmă majoritatea filmelor pe care eu le-am văzut în adolescență erau traduse din limba engleză, faptul că tu ai spus că întotdeauna ai fost mult mai atrasă de limba franceză. Da. Asta a fost pentru că mama a fost profesoară de limba franceză? Da, pentru că mama era profesor la Politehnică de franceză și pentru că noi suntem pe sfert francezi. Și atunci sigur că, știi, sângele apă nu se face, chiar dacă între timp este mai diluată. Da. Întotdeauna. Mi se pare o limbă mult mai complexă, mă simt mai în largul meu,
cu ea, aproape că unde am și început să o învăț mult mai de mică. Uh-huh. Eu engleză am început să o învăț foarte târziu, uh-huh, fiind doloază și dându-mi seama că nu pot să dau la medicină. Au zis ăștia totuși, a cincea generație, de... ar fi fost a cincea generație care făcea facultate, adică la a cincea generație ne oprim, nu mai face facultate, ce se întâmplă? Și atunci au zis, bun, hai, franceză cu engleză. Și... deci am învățat într-un an jumate engleza aia, adică, uh-huh, am început-o foarte târziu, uh-huh, și chestia asta se simte. Uh-huh. Rămâne pentru toată viața. Absolut. Da. Cum e să... se spune, cel puțin așa, am citit că e foarte important să te întorci în casa în care ai copilărit. Eu stau în casa în care ai copilărit, asta e. Cum este să stai în casa în care ai copilărit și să păstrezi în ea atâtea amintiri de o viață, dor de oamenii dragi și... cum e să trăiești în aceeași oamenii casă? Oamenii dragi care au fost prin casa aia, din când în când așa mai scârție un mai geam, apar, da. Așa mai apar din când în când. M-a fost de curând cu tremura, m-am întrebat întâi, sunt fantomele sau e realmente un cutremur? Văzând că se repetă, am zis, bun, e ok, cu întrebă. Știi care e chestia foarte ciudată? E că eu, atunci când îmi imaginez propria mea casă, eu o văd ca în copilărie. Că sigur că s-au mai schimbat pe acolo, da, mobile, da, așezările. Era sigur camera bunicului, a bunicii, a lor mei, nu știu ce, acum lucrurile stau cu totul altfel. Dar eu tot așa le văd, știi? Și din când în când îmi imaginez că sunt diverse obiecte care nu mai există, uh-huh, sau, știi? Deci oricum rămâne, chiar dacă stai în aceeași casă, ceea ce mă bucură foarte tare și sper din tot sufletul casa aia să devină un cinematograf, ca să rămână ceva în urmă. Vai, ce frumos! Da, așa aș dori. Asta este unul din... Asta e visul meu pentru acest an, 2017, că tot e anul cocoșului de foc, e anul meu. Am zis asta, aș dori cel mai tare să devină un cinematograf. În spate există o grădină, deci ar putea să fie ceva în aer liber. Și în interior poate să fie așa, cam, știu, un 30 de locuri. Am văzut chestia asta că există în Germania, când au proiectat inclusiv un oraș, pentru că l-au difuzat nu numai la televiziune, la arte, ci și în oraș, Chuck Norris versus comunism. Atunci am văzut că există și cinematografe de-astea în case cam cât e a mea. Și am zis, bun, asta ar fi ideal, plus că eu am o bibliotecă foarte frumoasă de cărți de cinema, care n-aș vrea să fie aruncată cu prima ocazie când n-aș mai fi. Și aș vrea să fie toate la un loc și să... cred că s-ar simți că e foarte multă iubire de cinema acolo și mai ales să descopere oamenii inclusiv filme pe care poate le-am uitat, filmele anilor 30, care poate aduc mai multă fericire decât cele din ziua de azi. Și îmi dau seama atunci când fac un vintage la Neața, că, uh-huh, simt că imediat pe Facebook vin întrebări, da, mai spuneți o dată, cum îi spunea la filmul ăla, cu cine era, dar ce frumos era, uh-huh, știi? Adică e tot o modalitate de a face pe oameni fericiți. Cred că, de fapt, asta ar trebui, zice, să fie scopul nostru al tuturor. Absolut. Și măcar pe unul, dacă faci fericit. Nu știu, eu când plec dintr-o, da, sală de cinematograf, după ce am văzut un film bun care m-a emoționat, m-a încărcat, rămân cu el, rămân, uh-huh, în povestea aia. O zi, poate două, parcă nu simt nevoia să mai văd pe nimeni, să mai comunic cu nimeni. Vreau să rămân în povestea aia. Mi se pare atât de frumos ce, da, poate să transmită. Dar e foarte greu să găsești așa ceva, pentru că marea majoritate sunt blockbuster-uri, sunt cu tot o altă categorie de filme sau filme foarte triste, pentru că știu, e mult mai simplu și mai intens să faci un film extrem de trist, ca și Manchester by the Sea, ăsta despre care se vorbește atât de mult, toată lumea ce vai, dar este extrem de deprimant. Vrei să-l vezi? Da, vreau să-l văd, chiar dacă e o fi fiind, da, aș vrea să-l văd. Da, pe de altă parte, știi, a fost foarte interesant cum au ales la globurile de anul ăsta, știi, au ales de o parte La La Land-ul, care este și musical, dar e și el trist până la un are punct. Are o poveste. Așa, are, așa, și... dar au ales și el, care e unul extrem de dur, extrem de dur la filmul într-o limbă străină, cel cu Isabel Huppert. Doamne, vreau un loc la cap de rând. Adică este ideea întotdeauna să fie la cap de rând, pentru că cel mult să fie o persoană în partea asta. Deci în partea aia e deja lumea mea. Nu mai e nimeni. Uh-huh. Adică eu nu vreau să văd decât lucrurile cu adevărat frumoase din viață. Între mine și lumea reală e permanent un zid total și pe care n-aș vrea să-l dărâm neapărat. Tot ce vreau, ce vreau. În toate interviurile, eu
normal ca orice întrebător, ai spus despre oameni la un moment dat care îți pun întrebări, așa el le-ai spus, întrebători, au o obsesie vis-a-vis de cantitate, vis-a-vis de numărul de filme, cifre, de cifre. Și eu mereu zic, am făcut literele, nu cifrele. Nu, exact. Eu n-am să întreb asta absolut deloc. M-am documentat și începând să fac documentarea și să văd interviurile pe care le-ai dat în timp, mă rog, am stat vreo zi și ceva, am început să scriu. De obicei scriu cam o pagină a patru și acum mi-am luat carnețelul și am început să scriu. Și am început să scriu și am stat câteva ore bune și am scris atât de multe pagini că la un moment dat m-am gândit, gata, trebuie să mă opresc. Pentru că mi s-a părut atât de fascinant, atât de interesant toată viața, tot firul vieții. Faptul că, de exemplu, și aș vrea să-mi povestești puțin, ai o aversiune foarte mare vis-a-vis de anii de comunism. Da, totală. Da, am simțit-o în toate interviurile pe care le-ai dat. Și vreau să te întreb ce te-a deranjat cel mai mult în perioada aia. Că n-am putut călători. Deci pentru asta n-am să iert niciodată. Faptul că am început să călătoresc abia la 33 de ani este un handicap foarte mare, pentru că nu știi cum să călătorești, pentru că și asta se învață. Pentru că nu poți să nu mai ai timpul necesar, oricât de mult ai trăit după aia. Și nu ai aceeași minte care să prindă foarte multe lucruri, să poți să absorbi foarte multe lucruri încă de la început și într-o oarecare ordine. De faptul că începe așa foarte târziu, ca și cum ai face școala la serat. Și eu nu pot să le permit chestia asta și n-am să le iert niciodată. Orice s-ar întâmpla, n-am să le iert niciodată chestia asta. Deci asta m-a deranjat cel mai tare. Mult mai tare decât toate celelalte lucruri la un loc. Și faptul că mi-au luat bucuria de a călători cu ai mei și cu părinții și cu bunicii mei. Deci nu am mai apucat să călătoresc cu ei. Și chestia asta iarăși din nou, pentru că fiecare în parte mi-ar fi povestit altceva. Pentru că veneau din lumi din astea în care citiseră foarte mult, în care la rândul bunicii mei au călătorit strict în voiajul de nuntă, atâta tot în Italia. Și am o grămadă de poze și povesteau la nesfârșit voiajul ăsta. Adică lucrurile astea n-am să le pot ierta niciodată. Pentru că altfel recunosc că, uite, am avut șansa să văd mult mai multe filme decât ceilalți. Pentru că le-am dublat, le-am făcut un voice-over toată perioada aia, deci acolo ai făcut celebru pe domnul inginer Zamfir. Exact, așa. Da, el de fapt și-asuma riscul cel mai mare, pentru că eram oricum într-o inconștiență totală, iar eu eram așa de fericită că le pot vedea și că le pot traduce și mai departe vedeam. Eu nu interacționam nici cu aia care cumpărau, nici cu... Adică toată partea asta de afaceri și de nu știu ce, nu mă preocupa, nu m-a interesat. Deci a fost un scut foarte bun între mine și lumea reală, care oricum între mine și lumea reală e permanent un zid total și pe care n-aș vrea să-l dărâm neapărat. Poate fi așa uneori mai transparent. Da? De ce? Ca să trăiești Pentru că da. Pentru că te protejezi? Nu vreau. Exact, da. Ca să nu fie apropierea. Știi că eu, de exemplu, am mai fost la spectacole în care joci așa, întotdeauna eu vreau un loc la cap de rând. Adică este ideea întotdeauna să fie la cap de rând, pentru că cel mult să fie o persoană în partea asta. Deci în partea aia e deja lumea mea. Nu mai e nimeni și este lumea mea în care îmi văd eu lucrurile așa cum știu eu să mi le văd. Adică nu mă pot înregimenta. Dar ce te deranjează în lumea reală? De ce vrei să te protejezi? Vulgaritatea mă deranjează foarte tare, foarte tare, extrem de tare. Începând cu celebra poveste cu înjurăturile și orice... De exemplu, nimic nu mă deranjează mai tare decât să apucă cineva și să-ți spună un banc de ochiat. Mi se pare ceva, mi se pare o lipsă de respect, de exemplu. Și atunci nu vreau să... Și din orice chestie, așa, odată te trezești că spune cineva, știu, e limba română care se pretează la tot felul de jocuri din astea, așa, pe stil italienesc, dacă vrei. Dar nu vreau. Adică eu nu vreau să văd decât lucrurile cu adevărat frumoase din viață și nu vreau niciun fel de... Adică orice chestie de genul ăsta mă simt ca și cum m-ar noroi cineva și nu vreau. Adică nu cel mult... Știi așa, când mergeai la Techirghiul, hai merge să te dai cu de la așa... Te speli imediat și se duce aici, nu știu cât de repede. Plus că ai și gândul că poate te ajută cumva. Poate ajută vreun fel, deși nu cred. Da, deși nu cred. Acum sper că vei veni spectator la piesa pe care ai tradus-o, Toc-Toc. Da, la Toc-Toc, da, vezi. Cu toate că este vorba despre o persoană care are probleme
vreme și are sindromul Gilles de la Tourette și acolo... Din când în când scapă caii, da. Din când scapă caii. Acolo poate să zicem că e altceva, știi? Adică e o lipsă de control. Exact. Înțelege? Deci, nu o face voit. Exact. Dar când o faci voit, e cu totul altceva. Uh-huh. Vezi? E o mare diferență uh-huh. într-una și alta. Uh-huh. Și asta disting foarte tare. Iar asta m-a amuzat când am tradus piesa, pentru că cred că destinul meu e tot legat de tot ce înseamnă. Și că Freud de undeva ne face cu mâna și așa. Pentru că e și festivalul de psihanaliză și film, și care chiar am zis Ecranul și divanul de anul ăsta, pentru că am încercat la un moment dat să facă o emisiune de genul ăsta în care să aducem filme și să le comenteze specialiști, inclusiv, da. Specialiști, pentru că ei văd cu totul altceva și să știi că uite cum e Bertolucci, care s-a dus special la psihanalist ca să facă filme mai bune, mi se pare chiar foarte interesant și poate că și asta ar trebui să funcționeze, apropo de anii de comunism în care psihanaliza a fost interzisă, iar acum e foarte greu să convingi pe marea majoritate că să mergi la psihanalist nu înseamnă că neapărat e un deranj din ăsta și că o să-ți scrie în CV și nu o să te mai angajeze nimeni niciodată. Știi? Dimpotrivă. Adică, dimpotrivă. E, mai durează până când reușești să-i înveți pe toți că așa stau lucrurile. Și atunci, de aia spun că... Dar știi că psihanaliza și filmul au apărut în același an, la 1895, deci există o legătură între ele foarte strânsă. Și tu ai vrut, de fapt, să faci ca și școala asta. Da, 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 am fost foarte legată pentru că am descoperit la rândul meu o grămadă de lucruri care, din nou, ne-ar putea face mai fericiți sau, în orice caz, să înțelegem mai bine niște lucruri și atunci să ne echilibrăm mai bine. Și cred că e o chestie de echilibru să creștem cei care au șansa să aibă copii, să-și crească mai frumos copiii sau, știi? Uh-huh. Da, cred că asta ar fi. Foarte interesant uh-huh. și foarte frumos. Hai să mergem un pic în zona asta de ani în care ai învățat. Uh-huh. În care ai învățat ce înseamnă cinematografie. Am vorbit de marele maestru Suchianu, uh-huh. care ți-a fost alături și cum a fost perioada aceea? A fost o perioadă foarte frumoasă, pentru că l-am prins 9 ani, aproape 10 ani, practic în viața lui. Era anul singur inițial, eu aveam 18 ani și el avea 81. Era foarte diferență. A trăit 90 de ani. Aproape 90 de ani, da. Și era foarte interesant pentru că mergeam nu numai la cinematecă, dar mai existau niște filme care se dădeau la Casa Studenților și pe care le comenta și m-am bucurat foarte tare când în sfârșit am ajuns și eu în America în 2010 și am cunoscut niște ingineri stabiliți acolo care nu mă știau de pe video, mă știau când îl însoțeam pe domnul Suchianu să văd filmele și când și dublam. De exemplu, știu că am dublat un Polanski, mi-amintesc foarte bine, că erau tot felul de filme relativ interzise, știi? Și am dublat, de exemplu, un film cu Reagan, ceea ce era extraordinar pentru perioada respectivă. Sigur că era un film foarte siropos, să-i zice, foarte sentimental și așa, dar Reagan era atât de frumos și mă doare teribil când spun unii că era un actor mediocru. Nu cred că era mediocru, cred că era un actor frumos și că făcea niște roluri care se păstrau într-un anumit exact. Bine, acum nu era Spencer Tracy, da, mă rog, da. Nici Spencer Tracy n-a făcut politică și nici el ne-a scăpat de da. Comuniști, așa că cred că ar trebui să-l respectăm suficient pentru treaba asta și asta îmi plăcea foarte tare pentru că după aia, deci de la Casa Studenților până la, că era foarte frumos că domnul Suchianu locuia chiar pe Bulevardul Cinematografelor, pentru că firește merasile, să-i zic, 6 martie, chiar dacă tata săracu era născut cu 6 martie, dar nu la aia mă ducea gândul în primul rând. Așa, deci pe Bulevardul Elisabeta și era un drum și îl făceam pe jos, îi plăcea foarte mult să meargă pe jos. El da, aproape nu merge. Era mult mai în formă ca mine, spun eu. Mie nu place să merg pe jos, deci oricum, dar pentru el făceam acest efort. Și îmi plăcea foarte tare, știi, și mă uitam că trecea lumea pe lângă noi, se uita, pentru că el era foarte viu așa și se implica în filmele alea, adică nu era așa că doar vorbeam, acolo, deci acolo mergeam și mai mergeam, culmea, la ceea ce era pe vremea aia Muzeul Partidului Comunist, dar unde se dădeau tot așa filme pe sub mână, deci filme... La Muzeul Partidului Comunist, care este paradoxal. Dar știi care este Muzeul Partidului Comunist? Dar nu mai știa că este Muzeul Țăranului Român. Da. Și era acolo, și acolo chiar m-a prins cu tremurul, adică tot așa într-o seară, bineînțeles, într-o seară de vineri și nu eram la televizor ca să vedem Dulce și cum un bulgăresc, că știi bancul ăla, că se spune că de-aia a fost cu tremurul, că Dumnezeu s-a enervat și a bătut cu mâna și a zis, iar fiind bulgăresc. Da. Așa, și mă rog, că
noi suntem bizare așa și în primul rând că atunci au apărut extraordinar de multe bancuri de proiect, că de frică asta e reacția la o mare nenorocire. Deci și acolo iarăși mergeam și prezenta filme. Deci erau multe locuri unde, unde puteam să, puteau fi scoase din arhivă niște filme care altfel nu s-ar fi putut, nu s-ar fi putut vedea. Și, și le comentați împreună? Le comenta, Nu, el le comenta. Eu cel mult traduceam dacă era cazul, știu eu cum erau astea pe care ți le-am pomenit, la, de la cutremur le-am tradus eu pentru că era unul rusesc, eu nu știu rusește și nici nu mi-aș dori. Da. Dar sper să nu fi vreodat obligatoriu. M-am pofilat și nouă. Da. Vrei să dispară orice? Da, orice, da, da. Da, da, da. Păi, ți-am zis că bunicul când îmi spunea povestea cu punguța cu doi bani, pentru că acolo știi că e boierul cel rău și ca să nu conotez boier cu rău, era boierul rus, adică... Bine, nu era sovietic, era Rusia, deci nu. Deci oricum e, acolo e foarte bine, foarte bine structurată situația, da, da. Hola, amigos. Están viendo Corazón que miente. Noche se te...